concurs inedit, am putea spune. Despre ce este vorba ne spune chiar directorul instituției, profesor Laura Pintilie. Bună ziua și încântată să pot discuta despre această competiție care are loc în școala noastră pentru prima dată. Este vorba despre un concurs de analiză senzorială a produselor lactate, care se află la 14-a ediție. Este organizat de Colegiul Agricol Fălticeni în parteneriat cu o asociație instituită la nivel european care se numește Europel, Asociația Profesorilor și Specialiștilor care predau în tehnologia laptelui. Am avut de asemenea sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Suceava și al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Trebuie să precizez că vicepreședinte al acestei asociații este doamna profesoară Monica Crețu, profesor de specialitate la Colegiul Agricol Fălticeni, care s-a ocupat de organizarea acestei competiții, competiție care presupune participarea unui număr de 42 de elevi și studenți străini din 4 țări europene, Finlanda, Olanda, Franța și Spania. Din școala noastră vor participa două echipe de elevi, una dintre echipe fiind ceva mai numeroasă și anume având în componență 3 membri. Celelalte echipe au în componență câte 2 membri. În ceea ce privește probele concursului, acesta presupune derularea unui număr de 5 probe de analiză a laptelui, a untului, a brânzei Gouda, a brânzei Emmental și a cașcavalului, elevii și studenții participanți având astfel posibilitatea să-și demonstreze competențele în ceea ce privește calitățile lor de buni degustători. Ne bucurăm că această competiție are loc în școala noastră. Ea este organizată în ultimul rând și ca urmare a unei colaborări mai îndelungate cu această asociație. Anul trecut copiii noștri au fost participanți la același tip de competiție în Olanda, iar anul acesta am avut un proiect european tot în domeniul industriei alimentare. Un grup de 15 elevi au școlii au efectuat un stagiu de pregătire în domeniul tehnologiei prelucrării laptelui în localitatea La Roche din Franța. Profesor aici la Colegiul Agricol Fălticeni și avem bucuria să avem astăzi printre noi 15 delegații din Finlanda, din Olanda, din Franța, din Spania, delegații care vor participa la a 14-a ediție a concursului senzorial de analiza produselor lactate. Pentru prima dată acest concurs este aici la noi, în România, aici în Fălticeni, la Colegiul Agricol. E un eveniment deosebit. Încercăm să educăm copiii, să le educăm gustul și credem că această oportunitate oferă noi șanse pentru industria laptelui. Spuneți-mi, vă rog, ce condiții trebuie să îndeplinească un viitor degustător? Adică, atunci când începe concursul, ce condiții trebuie să îndeplinească? Trebuie să aibă o finețe a gustului testată anterior, trebuie să aibă și o anumită cultură a gustului, să cunoască sortimentele de brânzeturi care se fabrică pe plan mondial. Trebuie să stăpânească tehnica degustării. Noi am pregătit probele. Probele, de exemplu, se pregătesc cu 2-3 ore înainte, se scot la temperatura camerei. Condițiile de degustare presupun săli luminoase, săli fără mirosuri, bine aerisite. Apoi probele nu trebuie să arate proveniența, deci sunt anonime. Doar un număr ne indică în final despre ce probă a fost vorba. Oricum, ideea nu este să selectăm cea mai bună brânză, ideea este să selectăm cel mai bun degustător. What sort you are liked to master?
Which cheese I like the most is the Gouda cheese, and then especially the old Gouda cheese. Why? It's so tasteful. If cheese is ripening, taste is coming, and the old cheese is very, very tasteful. So I like that very much. How have been such a contest? I understand. Dacă mai fost la vreun concurs. Yes. Have you ever been to another contest? Yes, I've been to several contests in Finland, in France, in Suzière, in La Roche-sur-Yon, and in Murcia, in Spain, in Madrid, in Spain. And last year we were organizing the contest in Holland, in Leeuwarden. So we have experience with organizing this contest. How do you write about Freddy Jane? I was here last autumn in September for a board meeting for Europel, and I had a very pleasant time here. I think it's a very nice town, not too big, and very cozy. We had a good hotel, and the people are very friendly here. Yes. Welcome to Fortice. Thank you very much. We are very happy because you chose this location with our occasions here in this is Maria Pentinescu from Vicepreședintele Europel, Cristina, reprezentant al agentului economic Zada Fraud Contadors. Noi, ca și consumatori, reprezintă buletinul de analiză a consumatorului. She sings, and it's the most important decision. Asta care vă pregătiți în domeniu, cât și noi. So, I think there is a little bit of excitement because within a few minutes the contest. Yes. Aș putea spune inedit, sunt prezenți elevi, studenți și profesori de la mai multe școli din Europa, un concurs de degustat produse lactate. Cum te numești, câți ani ai și de unde ești? Mă numesc Zaharia Larisa Daniela, sunt de aici, din Fălticeni, am 17 ani și sunt mândră că particip la acest concurs. Ai mai participat la un astfel de concurs? Am mai fost într-un stagiu de pregătire practică în Franța, într-o localitate la Roche-sur-Foron se numea, și acolo am avut ocazia să degustăm anumite produse lactate și să sperăm că mă voi descurca și aici. Prima secțiune la care vei participa, care este? Este cea cu untul, în camera 2, se va desfășura. Să înțeleg că veți face o rotație pe grupe. Da. Aceeași întrebare, îți place untul de obicei sau acum îți va pica puțin greu? Îmi place untul de obicei, doar că diferă un pic și gramajul la cantitatea de grăsime pe care o are. Aici va fi un pic o problemă, dar sper că mă voi descurca. Știi cumva ce sortimente intră în concurs? Știu că este lapte, știu că este brânză goada, emmental. Și cam atât. Cașcaval știu doar atât. Ce trebuie să știe un degustător de produse lactate? Să știe, știu, papilele gustative sunt foarte sensibile. Trebuie să descoperim sarea din el, cât de dulce este, cât de acru și atunci vom, datorită unui tabel, vom bifa numerele corespunzătoare, intensificarea lor. Practic este o dozare mentală, să spunem. Exact, da. Da, exact. Studenți din România, aici la Fălticeni, pentru a degusta produse lactate. Spune-mi, te rog, cum te numești și de unde ești? Mă numesc Ceauș Victor, din Tulcea, studiez la Universitatea din Dunărea de Jos Galați și am fost invitați, mult onoare să fim invitați la acest concurs de degustări. Înțeleg că te pregătești pentru industria alimentară. Cât de greu este pentru un viitor specialist în acest domeniu să deguste produsele lactate? Nu este greu deloc. Consider că ne-am ales facultățile destul de bine și inginerie alimentară chiar este un domeniu foarte interesant și foarte poți merge în diverse domenii de aici. Fie cercetare, fie industrie, fie predare. Astăzi ce vei degusta prima dată? Prima dată vei degusta unt. Văd că aveți și păhărelele pentru lapte pregătite aici. Da.
să cinci probe. Spune-mi, te rog, din experiența ta, ce produs este mai greu să-l recunoști? Ce produs? Mă refer din cele prezentate, din lapte, cele prezente, unt, brânză. Cred că untul este o leacă dificil. Asta datorită conținutului de grăsimi, probabil. Avem alături și un procesator. Vrem să știm cât de greu este pentru el, pentru participanții de astăzi, a degusta un produs lactat. În primul rând, eu aș vrea să spun că salut această inițiativă și sper ca organizarea în România să fie un exemplu. Într-adevăr, gustul unui produs determină în mare parte decizia de cumpărare a consumatorului, dar problema mea ca și producător de produse lactate este că acest gust nu este suficient de educat. Și mi-aș dori ca modul de desfășurare a acestui concurs de degustări să fie cunoscut publicului pentru a vedea care sunt criteriile de apreciere a produsului. Să înțeleg că ați propune ca toți cei care consumă astfel de produse să aibă cât de cât cunoștințe despre felul în care se degustă un produs lactat. Da, eu personal mi-aș dori foarte mult ca din educația noastră școlară sau în educația noastră să se pună mai mult accent pe alimentație și una din componente să fie și gustul produselor, ca și parte componenta calității produselor. Degustăm cașcavală. De unde ești și cum te numești? Mă numesc Ana Maria și sunt de la Păcea Viva Păticeni. Ana Maria, cât de greu îți va fi să recunoști cașcavalul, pentru că sunt 5 categorii aici? Nu foarte greu, sper. Sper să mă descurc cât de greu. Știi cumva ce sortimente sunt? Nu, încă nu. Mă gândeam că știi și doar trebuie să le recunoști. Nu. Ai mai fost la un astfel de concurs? Nu, e prima oară. Am mai fost în Franța, plecată cu un proiect, unde ne-am pus să degustăm, dar nu a fost un concurs. Am dat note, dar pentru noi. Am făcut noi între noi un concurs, doar pe elevii care am fost. Omogenitatea pastei, cantitatea... Nu, e un singur exemplar de la... E un singur... Square, so...